Caseta. Unde e, mă, caseta? Unde? Uite aici, bă, ne uite. Uite, asta e. S-a agățat banda, n-a fost vina mea. Aflat în turneu de promovare pentru Richard al III-lea, actorul Claudiu Bleonț, cu probleme ușoare la mansardă, a avut o revelație. Așa mică cum era, ce-i treaba cu el? De ce, nene? Ce atât de genema? Ce-am mai fost o țară de farisei? Ce sunt creștini ortodoxi? Da? Ia auzi! Dar ce mică că mor, a? Da? Mică, domnul Bleonț, care remunerația actorilor. Dar dacă ar recurge toți bugetarii la gestul ăsta, am avea un spectacol pe cinste în fața Palatului Victoria. Țineți copiii în casă! Așa mică cum era, ce-i treaba cu el? De ce, nene? Ce atât de genema? Ce-am mai fost o țară de farisei? Ce sunt creștini ortodoxi? Da? Ia auzi! Dar ce mică că mor, a? Da? Și toți ziariștii au mai avut parte de o repriză. Am venit pregătit, am ieger, poate de sunt. Arată! Acum? Deza, uitați-vă, mi-a fost frig. Am stat bine, în condițiile astea sunt fericit. Asta apropo că mai strigau câte unii și Mudică o are mică, da? Deci, marele antrenor Șumudică tocmai ne-a arătat cea mai importantă parte a tacticii sale pentru meciul pierdut cu oțelul lui Dorinel. Am venit pregătit, am ieger, poate de sunt. Arată-mi! Acum? Dezăvătați-mi! Mi-a fost frig. Am stat bine, în condițiile astea sunt fericit. Asta apropo că mai strigau câte unii și Șumudică o are mică, da? Dios mio! Dacă îmi permiteți, iată un fragment din piesa în care joacă domnul Bleonț, Richard al III-lea. L-am văzut, nu mai vreau. Da, Oana, toată lumea l-a cam văzut, vă rog. Azi iarna vrajbei noastre s-a schimbat. Cred că am răcit, că am strănutat. Așa e, stăpâne, păi dacă umbli dezbrăcat, ce să-ți fac? Nu-s dezbrăcat, măi, patru pede neatent. Le-am arătat la presă că am talent. Și chiar nu am de gând să ascund nimica! Stăpâne, totuși chiar...